Potrivit unei modificări anunțate de Casa Națională de Pensii, toți pensionarii care au optat să primească pensia în contul bancar în această lună o vor primi mai repede cu o zi. În fiecare lună, în cazul în care nu sunt situații excepționale, pensiile se achită pe card în data de 12 a fiecarei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecarei luni. Cum luna aceasta, data de 12 pică sâmbătă, Casa Națională de Pensii Publice a luat decizia să livreze mai devreme bani către pensionari, urmând ca vineri, 11 octombrie, conturile pensionarilor să fie alimentate. În plus, luna aceasta, pensiile vor veni recalculate și mărite, datorită creșterii plafonului de impozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă că peste 2 milioane de pensionari români vor primi mai mulți bani.